De an întâi de toate, bun venit la echipa națională de seniori. Să fie cu noroc și să te revedem la cât mai multe acțiuni ale echipei naționale, cu cât mai multe rezultate bune pentru România. Bună ziua, în primul rând. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc și sper să fie doar începutul. La începutul carierei tale în fotbal, jucai preponderent pe posturi cu caracter ofensiv. Presupun că jucătorii de la națională pe care îi admirai erau mijlocai sau tot jucători cu profil ofensiv. Care era jucătorul tău preferat din rândul tricolorilor când erai copil? Când eram copil, așa cum am spus-o mereu, chiar pe post cu mine, luând postul în considerare, era Gabi Torje și pe vremea aceea la Timișoara, Gigel Bucur. Ai doar 23 de ani, dar ai trecut printr-o experiență grea la Timișoara, acum o provocare crâncenă la Dinamo. Cât te-au maturizat acestea și cât crezi că te vor ajuta pe viitor? M-am maturizat foarte mult. Într-adevăr, nu cred că am prins liniște niciunde. Mă gândeam că venirea mea la Dinamo va fi un pas mare și voi progresa din punct de vedere sportiv foarte, foarte mult, dar am progresat mai mult fizic, psihic și sportiv, dar nu la cât mă așteptam, pentru că mă așteptam să câștig trofee, să câștig campionate, cupe și așa mai departe. Cum te motivezi tu înaintea acestor provocări și înaintea partidelor în general? Mă motivează trecutul care l-am avut. Asta pentru mine este o motivație și plus de asta sunt un băiat care nu prea îl mișcă, să zic, chestiile mici și nu am băgat mereu lucrurile mărunte în seamă și am trecut ușor peste. Ai spus recent despre tricoul României că pentru tine e sfânt. Cum a fost senzația să-l îmbraci acum pentru prima oară la Naționala Mare? Așa este. Nu doar pentru mine este tricoul sfânt, cred că pentru oricare fotbalist sau jucător de fotbal care își începe cariera de fotbalist, pentru că este o mândrie să îmbraci tricoul echipei naționale. Și nu știu, așa cum am primit vestea, 3-4 secunde a rămas blocat, așa și cu tricoul pe mine când l-am luat, parcă simt că, nu știu, că am luat o armură cu o țară întreagă pe mine. Mirel Rădoi te-a debutat la tineret, acum te-a convocat în premiera la Naționala Mare. Stilul său e mai rar întâlnit, ofensiv, fără trageri de timp, fără compromisuri, construcție de la portar. Cum îl apreciezi pe Rădoi în peisajul celorlalți antrenori cu care ai lucrat sau pe care îi cunoști? Da, și este cu dânsul am fost prima oară la Under 21. Îi mulțumesc că m-a chemat și are încredere să mă cheme și la Naționala Mare. Sper să mă adaptez repede și să facem o treabă bună, pentru că orice ne cere antrenorul, trebuie să te adaptezi repede ca să poți face față. Spiritul de luptător care te caracterizează și pe care am văzut că l-aduci echipelor pe unde joci, ți-a adus inclusiv banderola de capitan. Crezi că această răutate ne-a lipsit în multe momente la Națională pentru a putea obține puncte în ultima vreme? Bună întrebare. Da, așa este. Mi-au adus multe, multe beneficii această răutate și această dorință, zic eu. Dar cred că la orice echipă, chiar și la echipa națională, cred că este nevoie de dorință și de multă muncă. Și cu siguranță, dacă îți dorești și muncești destul de mult, vor veni și rezultatele. Te-am perceput ca un tip sincer, căruia nu e frică de cuvinte. Care e detaliul tău forte ca fotbalist și poate fi din plan mental, fizic, tehnic, tactic și care e aspectul unde simți că ai cel mai mult de lucrat? Cred că calitatea mea principală este viteza și a doua, pot să numesc calitate, este răutatea în teren. Pentru că postul pe care îl joc acum, ai nevoie de o astfel de răutate, trebuie să bagi frica în jucători. Mai am de lucrat, zic eu, la tactic, pentru că vin dintr-un post diferit, total opus, și eu zic că mai am nevoie de lucrat tactic și fizic. Poți juca primul tău meci pentru România la seniori într-un context special. La Ploiești vom avea fanii alături după 565 de zile fără suporter la Națională. Ce promisiune ai putea să le faci acum fanilor noștri? Odată cu startul acesta de a da drumul la suporteri, sper să-i facem bucuroși și fericiți. Chiar dacă este un meci amical, cu siguranță o să le aducă bucurii. În final, Dejan, avem o surpriză. Un mesaj video special pentru tine.
Deiane, te salut! Am auzit că ai ajuns la echipa națională și vreau să te felicit, să-ți urez mult, mult, mult noroc și să fii mai bun decât Petrescu. Ești de, te-ai născut la Moldova Nouă, eu, ca și mine, aproape de Moldova Nouă și trebuie să demonstrez că cei de lângă Dunăre sunt băieți de valoare. Îți urez mult, mult noroc și numai bine. Ai grijă de tine și să rămâi acolo unde ești. Cum ți se pare? Știați că astfel de cuvinte mă emoționează, nu? Sau... Da, nu mă așteptam ca un astfel de fotbalist să-mi trimită mesaje, pentru că nu sunt obișnuit. Și mă simt puțin ciudat, dar la fel sunt în continuare. Îți mulțumim frumos, Deian, și multă baftă! Mulțumesc frumos!